U a cucerit Cupa României la FIFA 20 după ce Mihai Roman l-a învins în ambele partide pe Stefan Drăghici, jucătorul echipei Gazmetan Mediaș, fost sezonul trecut fotbalist al științei. În primul joc, Drăghici a condus cu 1-0, însă Roman a întors scorul după ce Bayaram a reușit să egaleze, iar l a înscris pentru 2-1. la Pe final de joc, Bush a reușit egalarea pentru Ardeleni, dar cu 5 minute rămase de disputat, Mateiu din interiorul careului a reușit să înscrie golul victoriei. Drăghici a început și jocul 2 în atac și a preluat din nou conducerea, dar imediat jucătorii virtuale ai lui Mihai Roman au făcut legea și au marcat de patru ori consecutiv. Jucătorul virtual Mihai Roman de trei ori și Nistor au fost marcatorii celor patru reușite ale științei. În final, medieșenii au înscris două goluri, dar insuficient pentru a periclita succesul al balbaștrilor. Astfel, Craiova câștigă primul trofeu al competiției. Până la finala competiției, Roman a trecut de Onea, de la Iași și Cestor, de la CFR Cluj